piciorului Sfintei Mese este identică cu configurația picioarelor Sfintelor Mese de la mănăstirea, de la grupul de mănăstiri rupeste de la Basarab, secolul 4-6, de unde se deduce și din faptul cât este de vechi aceste jar cioplit, se deduce că mănăstirea de la Sfânt Martin, așa cum spun alții, este din secolul 7. Mai ales că i-a avut și oameni îmbunătățiți. Se spune despre Ștefan cel Mare că în momentul în care n-a putut să prindă pe Petru Aron în săcuime, a avut o vedenie. I s-a arătat Maica Domnului și l-a trimis la Sfânt Martin. Deci înseamnă că la Sfânt Martin erau oameni foarte îmbunătățiți la acea vreme, care l-a ajutat să descopere pe ucigașul părintului său și să apere Moldova. Mulțumim. Să rămâneți acolo. Puteți, să rămâneți acolo puțin.